găsit, dragii mei prieteni! Mă bucur că sunt alături de voi de această dată. Vreau să vă prezint o carte. O găsiți aici pe canalul de YouTube într-un format audio, pentru că așa am dorit să pornesc iubirea asta mea pentru cărți în format audio și să fie lăsate, știu eu, un capitol care mi-a plăcut sau câteva pasaje sau poate câteva capitole. Nu este o întreagă carte. Știu că mi-ați... Unii dintre voi mi-ați cerut acest lucru și am explicat de foarte multe ori de ce nu fac această modalitate de a lucra pe audiobook din două motive foarte importante. Unul, pentru că țin foarte mult la, munca aceasta intelectuală a fiecărei cărți, în ce constă și respect autorul și toată munca din spate. Fiecare carte pe care eu o iau, o cumpăr, o citesc și extrag din ea. Iar al doilea aspect este faptul că mi-este foarte laborios de făcut audiobook. Sunt într-adevăr multe platforme care realizează acest lucru. Am încercat și eu să colaborez cu unii dintre ei și mi-am dat seama în ce constă această formă de audiobook. Ideea este că eu am dorit să împărtășesc cu voi cărți și lucrări, pentru că eu la rândul meu sunt caut și eu acest tip de conținut despre cărți și mi-am dat seama că cel puțin în România există foarte puține, dar sunt puține și nu au fost pe gustul meu ce am găsit. Așa că revin la faptul că am vrut să vin în fața voastră, iată, cu cea mai recentă carte apărută. Sunt foarte surprinsă că a fost atât de repede tradusă și este de la editura Lifestyle. Mai am de la această editură, nu știu foarte multe despre ea, mai am de la această editură cărți. Și este scrisă Arta și știința de a deveni mai fericit. Sună extrem de comercial așa, dar să știți că e foarte faină cartea. Arthur Brooks și Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, știți foarte bine câtă atracție am eu față de munca acestei minunate doamne jurnaliste și aș spune chiar mentor până la urmă. Cine este Arthur Brooks? Vă spun doar câteva cuvinte care le-am găsit aici scrise. Este profesor universitar și predă practica leadership-ului public la Harvard Kennedy School și practică managementul la Harvard Business School. Este fondatorul cunoscutei rubrici Construiește-ți viața din revista The Atlantic, public speaker și autor de bestseller. Vă recomand să-l urmăriți în mediul online. Este chiar și o emisiune în care este invitat la Oprah Winfrey. De acolo mi-a atras atenția cartea, se vorbește despre carte, practic, dacă o urmăriți pe Oprah, observați că de-a lungul timpului, foarte pasionată de cărți și de lectură, chiar a făcut un club de lectură și acest club de lectură a fost dus la rang de artă, din punctul meu de vedere, din ce am văzut eu de-a lungul timpului. Pe lângă faptul că a prezentat o carte, pe lângă faptul că a promovat o anumită, dar promovat în sensul nu neapărat comercial, și comercial evident, dar al calității titlului, al calității scriturii și așa mai departe. Și până la urmă acum ea promovează scriitorul, invitându-l și vorbind despre carte. Sunt foarte multe astfel de materiale dacă intrați pe canalul de YouTube OWN. Oprah Winfrey Network. Inițialele lui Oprah au dat OWN, care înseamnă de fapt rețeaua pe care ea a construit-o de-a lungul timpului. Pot să vă povestesc foarte multe despre lucrul acesta, dar revin la carte. Cartea este, după cum o vedeți, este foarte voluminoasă. Nu este o carte parcă pe care să o iei în vacanță cu tine să o citești, este mai mult o carte de studiu. Așa mi s-a părut și așa și este. Doar vreau să trec în... O să găsiți aici, pe canal,
capitolul 2, care se numește Puterea metacogniției, mi s-a părut extraordinar de detaliat și cu foarte multe informații și de aceea am ales să-l las. Dar dacă ne uităm pe cuprins, avem așa, în mare trec, da? Fericirea nu este scopul, iar nefericirea nu este inamicul. Doamne, deci este... Vă mai citesc o dată. Este genială această frază. Fericirea nu este scopul, iar nefericirea nu este inamicul. Avem gestionarea emoțiilor cu puterea cogniției, alege o emoție mai bună, concentrează-te mai puțin asupra ta, demontează unele lucruri, să știți, parcă e un fel de anti-dezvoltare personală. Construiește cei 4 piloni, construiește-ți familia imperfectă, relații de prietenie autentice și profunde, cât munca este dragostea scoasă la lumină. Să știți că acest capitol 7, sigur, sigur o să-l mai o să-l las aici, găsește-ți harul divin și concluzie, acum e momentul să devii învățătorul. Învățătorul. Cartea este absolut minunat scrisă acum pentru 2024. Cuprinde foarte multe aspecte trecute prin filtrul experienței acestor doi oameni pe care vi-am precizat, acestor oameni care au adus cartea și iubirea pentru lectură și pentru dezvoltarea interioară la rang de artă, din punctul meu de vedere. Și bineînțeles că a ajuns și un bestseller în New York Times și spune așa: în Construiește-ți viața pe care o dorești, Arthur Brooks și Oprah Winfrey te invită să începi o călătorie spre mai multă fericire, indiferent cât de dificile sunt circumstanțele. Inspirați de cercetări științifice revoluționare și de timpul pe care l-au petrecut ajutând oameni să-și pună ideile în practică, autorii își arată cum să-ți îmbunătățești viața chiar acum, în loc să aștepți ca lumea din jurul tău să se schimbe. Cu înțelegere profundă, compasiune și iubire, Winfrey și Brooks ne revelează felul în care instrumentele auto-managementului emoțional ne pot schimba viața instantaneu. Ei recomandă exerciții practice bazate pe cercetări științifice pentru a construi cei 4 piloni ai fericirii: familia, prietenia, munca și credința. De fapt, acum când citesc aceste lucruri cu voce tare, și cred că știți și voi lucrul ăsta, și vouă vi se pare diferit, auziți diferit atunci când citiți o informație. De aceea farmecul unei cărți este să te duci la ea, să te îndrepți spre ea, să o iei în mână și să citești, poate aleatoriu, poate pur și simplu din întâmplare, ce găsești, capitolul care te atrage, asta este farmecul faptului că ești în contact cu cartea fizică. Haideți să facem, eu iubesc exercițiul ăsta și să știți că aici pe birou am multe cărți pe care uneori le las, mă atrag atenția, cel puțin 3, și în funcție de dispoziția mea deschid la întâmplare cartea și uneori găsesc răspuns în ziua respectivă la întrebarea mea interioară sau, știu eu, alte aspecte. Facem așa? Haideți să facem așa. Să fie scurt această, mai scurt această înregistrare, pentru că este doar prezentarea acestei cărți. Și deschidem întâmplător, să spunem, da? Haideți, îmi pun și eu o întrebare la care să mi se răspundă cumva și dacă vreți și vouă. Vă aștept să vă gândiți la ce întrebare. Și acum o deschidem, da? Am găsit. În al doilea rând, lărgește-ți repertoriul metodelor de rezolvare a conflictelor, mai ales când cele pe care le-ai încercat deja nu au avut efect. Poate că ai tendința naturală să folosești minimizarea și să te grăbești să ierți pe membrii familiei atunci când ți-e ușor să le treci cu vederea greșelile față de tine. Persoana cu care ești în conflict s-ar putea să creadă că situația este prea gravă pentru a fi rezolvată în acest fel. Dacă tu ești cel nedreptățit, folosește iertarea explicită.
Dacă problema este reciprocă, încearcă să discuți despre ea cu cealaltă persoană. În al treilea rând, nu te grăbi să renunți la minimizare. Este un termen probabil folosit în carte, nu știu la ce se referă. În multe cazuri, soluția ideală este să renunți la un conflict în loc să încerci să-l rezolvi. Întreabă-te dacă acel conflict este suficient de important pentru a întrerupe legătura cu persoana dragă și acționează corespunzător. Probabil că a răspuns. În mod sigur a răspuns la întrebarea pe care ne-am adresat-o aici, în acest câmp. Da, vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și vă invit să vine să spun, să intrați pe canal, să dați subscribe, dar acest lucru îl faceți doar dacă simțiți și doar dacă aveți dorința de a fi în contact cu informațiile pe care le prezint. Îmi doresc să las conținut poate mai scurt, dar mai des pe canalul de YouTube și de-a lungul timpului am venit cu cel puțin 3-4 cărți aici pentru voi. Astăzi este doar această carte pe care vă mai prezint încă o dată și sigur am să las cel puțin un capitol când munca este dragostea scoasă la lumină. Ce frumos! Nu știu la ce se referă. Am avut o surpriză cu primul capitol care s-a numit, doar atâta vă spun, n-am cum pentru că chiar mi-a rămas, Secretul Albinei. Exact așa se numește în românește. Secretul Albinei. Și să știți că nu are nicio legătură, nici nu mi-am imaginat că despre asta este vorba în primul capitol. Așa că fiecare capitol cred că are un titlu, toate titlurile m-au atras, dar acolo în spate există elementul de noutate, de surpriză, tocmai ca să spui, wow, la asta s-a referit. Oare la asta s-a referit? Dragii mei, vă mulțumesc pentru faptul că am fost împreună pentru câteva minute și vă aștept și cu alte informații în alte materiale video.